cum a fost perioada de pregătiri pentru noul campionat? Am avut o pregătire grea, normal, cu multe antrenamente, o perioadă bună și sperăm să începem campionatul cât mai repede și să începem cu victorie. Sunteți decis să vă luați revanșa pentru sezonul trecut? Normal, mereu obiectivul nostru este să câștigăm și trebuie să câștigăm și anul acesta. Ce îți propui tu, plan personal, atât la echipa de grup? Plan personal, și la echipa națională, să joc cât mai mult, să am evoluții cât mai bune și cât de repede să pot să fac pasul la echipa mare. Cum simți acum atmosfera în cadrul echipei? Este o atmosferă bună, ne simțim bine, ne antrenăm bine, abia așteptăm să înceapă campionatul. Domnule Roșca, sunteți înaintea startului noului sezon. Cum apreciați perioada de pregătire și cu ce gânduri veți aborda noul campionat? O perioadă de pregătire bună, în care am avut toți jucătorii paliți, în care ne-am respectat tot ce ne-am propus și ne-a ieșit tot ce ne-am propus. Așteptăm să începe campionatul care debutează duminică cu prima etapă la Buzău. Aveți de luat o revanșă pentru sezonul trecut. Da, avem de luat o revanșă, în fiecare an vrem să câștigăm. Anul trecut, până în final, am avut un parcurs aproape perfect, cu o singură sincopă în prima etapă, restul numai victorii, cu un retur foarte bun, în care am primit doar două goluri, dar cu o finală unde nu ne-a ieșit așa cum am vrut noi. Sperăm anul ăsta să ajungem să câștigăm titlul național mult dorit. Ca obiective în afara câștigării campionatului și promovarea unor jucători spre prima echipă și la loturile naționale? Sigur, ăsta e obiectivul principal, să creștem nivelul jucătorului prin antrenamente și prin jocuri, ca el să poată să fie ușor promovat la echipa mare, cei care nu au fost promovați, pentru că de la junioria majoritatea au avut contact cu echipa mare, și bineînțeles la lotul național.